Elena Udrea vrea un nou mandat de parlamentar, după ce a anunțat de nenumărate ori că nu vrea să mai facă parte din viața politică și nu mai are de gând să intre în cursa alegerilor parlamentare. Astăzi a venit marele anunț. Va candida la alegerile din această iarnă, însă nu din partea PMP, ci independent. Și planurile Elenei Udrea nu se opresc aici. Ea vrea să câștige și chiar să ocupe postul de președinte al Comisiei SRI. Implicată în mai multe dosare penale, Elena Udrea pare să treacă peste problemele cu legea și se preocupă de cariera ei politică. Deși nu intenționa, cel puțin potrivit declarațiilor ei, să mai facă parte din noul set de parlamentari, astăzi deputatul a făcut un anunț șoc chiar la ieșirea din clădirea Instanței Supreme de Justiție. Va candida la alegerile din iarnă. Cum veți reuși să vă finanțați campania anul acesta? Păi o să fie o campanie foarte ieftină, în sensul în care voi strânge semnăturile în stradă, o să fac un apel pe Facebook. Cei care doresc să mă sprijine, pentru că timpul este foarte scurt, nu am luat această decizie mai devreme, recunosc că mă gândesc de ceva timp, mai exact de când am fost chemată în al nu știu câte la dosar referitor la finanțarea campaniei din 2009, de atunci m-am gândit că poate este mai bine să continui să fac politică și să candidez, să continui până la urmă motivul pentru care eu am ales să fac politica cu 12 ani. Își dorește să fie susținută de fostul președinte Traian Băsescu, dar se pare că drumurile lor se vor despărți. Și nu este o speculație, este chiar afirmația Elenei Udrea. Ce ați făcut și oficial anunțul, credeți că veți beneficia de sprijinul lui Traian Băsescu? Nu, n-are cum. Fostul președinte Traian Băsescu e lider de partid și candidează sau susține partidul pe care îl conduce. Evident că mi-aș dori foarte mult ca în calitate de parlamentar să votez un guvern condus de Traian Băsescu. Cât despre gestul fostului primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, gest copiat după al ei în Parlament, Elena Udrea nu are ce să comenteze. Este vorba despre un gest pe care fostul primar din Piatra Neamț l-a făcut ca dumneavoastră. Ce spuneți? Nu. Mi s-a părut că s-a șterzat nața. Acum nu pot să intervin. Întrebați-l ce a vrut să facă. Acum interpretez gestul domnului Pinalti. Sigur, așteptați să scot carta pe care o scriu acum și o să vedeți ce a însemnat. Nici într-un caz n-a fost vreun mesaj. E relativ recent. Dumneavoastră a salutat pe cineva. El a întors un salut? Nu știu ce a făcut. Întrebați-l de ce nu întrebați pe dânsul. Analizez ce face domnul Ștefan. Are problemele de dânsul. Elena Udrea vrea să câștige un nou mandat, ba chiar să ajungă în Comisia de Control a SRI.